Astăzi, 28 aprilie, a ajuns în România pe cale rutieră o nouă tranșă de vaccinuri livrate de compania farmaceutică Johnson ⁇ Johnson, care constă în 48.000 de doze. Dozele vor fi depozitate la Centrul Național de Stocare, iar în perioada următoare vor fi distribuite în centrele regionale existente la nivel național. Centrul Național de Stocare a Vaccinurilor împotriva COVID-19 din cadrul Institutului Cantacuzino este complet autorizat și avizat de către Autoritatea Națională a Medicamentului și a Dispozitivului medicale din România, autoritatea națională care are competență în domeniul medicamentului de uzuman. În România, alocarea dozelor de vaccin se realizează conform calendarului de livrare pus la dispoziție de firma producătoare, sens în care periodic țara noastră primește tranșele de vaccin necesare imunizării populației.